Există sate retrase, uitate parcă de lume, chiar în apropierea marilor orașe, locuri împrejmuite de văi și dealuri ce străjuiesc viața localnicilor, ferindu-i de valurile agitate ale vremurilor. Iar fiecare așezare are poveștile ei, păstrate în tinda amintirilor, lăsate acolo de strămoși și rostite uneori de copii sau nepoți pentru a nu fi învăluite în uitare. Cum e viața dumneavoastră acum, aici în sat? E frumos. Da, frumos. Mi-e greu cu bătrânița, dar ce să-i fac la bătrâneți? N-am ce să-i fac acum, Dumnezeu să mă dezbrace de ea. Un cap de sat liniștit, e lumea liniștită aici, nu e așa. Cu ce se ocupă lumea pe aici? Munca în agricultură. Geaseuri, agricultură, asta e. Serviciile, plecați toți până afară, pe unde plecați, chiar și eu am un băiat în Italia. Speram de la țară, speram muncitori, cu treburi, cum, iar din grădina am ieșit, legam la vie. Cu ce vă ocupați toată ziua? Acasă, cu treaba, cu păsări, cu mâncare, cu gospodării. Păi mai fac și eu câte ceva pe-n grădină, la biserică când pot să mă duc, mai mă hodinez, că bârsa spune cuvântul. Toată ziua ce să fac? Dă-ți și televizorul ăsta intras și cu televizorul mă ocup toată ziua, că altceva nu pot să fac nimic. Mai sunt oameni în sat? Mai e, dar mai răruț așa, da. Am rămas singură aici. Vecini nu prea mai am. Nu mai sunt mulți, așa că am murit. Bătrân de ăștia mai mulți, am murit, nu mai mult. Suntem vreo 80 de suflete, toți. Cât ar fi, nu știu cât o mai fi, dar mai pirim mult bine. Pir din partea asta de aici, după partea asta, pe partea asta la stradă, pierim mulți, mulți, am mai rămas puțini case goale. Că bătrânită, mai tineri tu mai plecați în alte părți, ba, în țări străine, ba, la orașe, rămas câțiva bătrâni. E bine până acum, e bine, e bine. Da. De ce e bine? Avem preot bun aici și e bine că ne-am învățat aici, noi suntem învățați aici, e bine. Satele Rotari și Malul Roșu din județul Prahova alcătuiesc o parohie. Puținii locuitori care au mai rămas aici își duc viața în tihnă, împărțindu-și clipele între familie, biserică și treburi gospodărești. Însă nu a fost dintotdeauna așa, căci micul sat Rotari era vestit cândva pentru zbuciumul său. Purta pe atunci denumirea de Teslari, provenită de la vechea îndeletnicire a locuitorilor. Când începe povestea acestei parohii? Din istoricul bisericii parohiale aflăm că prima biserică s-a constituit în jurul preotului Stoica în anul 1869. În urma ciumii lui Caragea, din anul 1812-1813, au murit foarte mulți oameni, au mai rămas foarte puțini. Din fostul sat Rotar, pe atunci cu denumirea de Siliștea, cam 10 case cu locuitori, și mult mai târziu, în anul 1869, au o bisericuță menționată din lemn. Aici e unde se află și actuala biserică. Și abia din zidărie, în anul 1925, începând cu anul 1925, putem spune că această parohie și-a început un istoric și un decurs frumos, putem spune timpul de aur, cel mai înfloritor pe care biserica l-a cunoscut în decursul istoriei. Odată cu sosirea tânărului Ioan Gafton, licențiat în teologie, provenit din partea de sud a Moldovei. Părintele Ioan Gafton, ce avea să devină episcop al Râmnicului și Argeșului, a reușit să le dezvăluie oamenilor drumul către Hristos și să-i îndrume către calea cea dreaptă. Despre bunul duhovnic ce a schimbat viața străbunilor se mai vorbește și azi, iar memoria sa nu va fi nicicând uitată în micul sat prahovean. Se căsătorește cu tânăra Valeria Mardare, iar în toamna anului, acelui an, la 14 octombrie, se hirotoni preot pe seama parohiei Teslari sau Rotari, primind cu bucurie numirea aceasta de preot
și venind cu un entuziasm foarte mare la început pentru această parohie. Aflăm din istoricul și din tradiția locală a parohiei că atunci când a venit părintele aici, s-a întâlnit cu comandantul jandarmeriei locale de la Cricov și domnul comandant îl întreabă foarte mirat: unde te duci, părinte, sau unde te îndrepți? Și el spune că sunt hirotonit, sunt preot pentru acest sat micuț Teslar. Rămâne uimit domnul comandant, zicând că în acel sat, de peste 25 de ani, nu a mai existat preot, pentru că este și un loc foarte izolat și mai ales oamenii erau foarte pismăreți. Fiind în zona noastră foarte multe vii, de multe ori se întâmpla să fie foarte multe conflicte între oameni. Părintele îi dă o replică foarte inteligentă și cu mult adevăr, zicând că acolo unde m-a chemat Hristos, mă duc să slujesc cu multă dragoste și cu mult devotament și mai ales spune că el este ostaș al Domnului. Și dacă este ostaș al Domnului, Dumnezeu cu siguranță îl va ajuta să treacă peste toate încercările cu care se va confrunta în această parohie. El a avut și întâmpina multe, că a avut dușman când a venit aici. De ce? Că nu era grea lumea atunci, era o lume sălbatică atunci, pe timpul ăla. Nu îl primeai, pentru că erau puși pe scandal, se consuma alcool mult. Biserica când a venit pe Sfințitul la Rotari, nu se vedea din bălărie, era biserică părăsită, era ce să mai, da. Spune în cartea sa Lucrătorii Vie, o carte foarte frumoasă și interesantă despre viața părintelui la începutul activității sale, că atunci când a venit în biserica veche de pământ, a găsit-o părăsită, biserica plină de buruieni, de bălării, de anumite animale tărătoare de pământ și nu i-a fost atât de ușor să o ia aproape de la zero. Biserica era neîngrijită, nu avea casă parohială, oamenii erau foarte pismăreți, nu erau atât de morali, nu iubeau biserica și își începe activitatea într-un context foarte dificil, dar nu cu desnădăjduire, ci cu nădejde și cu încredere la bunul Dumnezeu și mai ales își începe activitatea și lucru prima dată cu consolidarea bisericii. Chiar scrie în procesul verbal că a strâns o sumă de peste 56.000 de lei pentru a lua tablă neagră să învelească biserica. A notat meticulos fiecare acțiune a sa în registrele bisericii. Astăzi, notițele sunt păstrate cu grijă, la loc de cinste, și oferă informații despre viața și activitatea sa în parohie. Avem câteva procese verbale în biserica noastră, le păstrăm cu multă sfințenie, așa. Peste 115 procese verbale în timpul păstoririi sale aici, scriind cu lux de amănunt absolut tot ce a făcut în biserică, în parohie și cu ce s-a confruntat în această parohie. De asemenea, se lucrează foarte mult și caută ca aici, în preajma Sfintei Biserici, să fie și o casă parohială. Lucrul acesta se întâmplă, zidește o casă parohială, avem un proces verbal în care părintele a desenat cu mânuța sa și cu membrii Consiliului Parohial de atunci și casa și încăperile, absolut tot. Câți bani s-au strâns, câte cuii s-a cumpărat. Împreună cu soția a venit în acest mic sat și au început o activitate nu numai gospodărească, dar și morală și duhovnicească, de a apropia pe oameni, pe rotăreni, teslărenii de atunci, de a apropia de viața duhovnicească a bisericii. Și au reușit să-i apropie? Cu siguranță a reușit. A avut multă muncă părintele, s-a schimbat mult de părintele. S-a schimbat mult pentru că avea putere de convingere. Când venea aici și făcea o adunare, venea și cu argumente, îți arăta ce trebuie să faci, ce trebuie să faci. Eu știu de la bătrâncă, eu nu eram atunci. Păi bătrâni mi-au povestit, pentru că
Era un om foarte milos, ajuta pe cei care avea nevoie de ajutor, te ajuta și cu sfatul, te ajuta și cu tot ce avea la îndemână preasfințitul. Mergea prin sat și identifica familiile necăjite. A fost un mare iubitor de tineri, de cei care au iubit școala și cartea. Foarte mult i-a ajutat prin oferirea unor burse. Chiar avem aici, consemnat în procesul verbal a părintului, parcă numărul 76, unde 100 de lei, pe vremea aceea, dădea pentru un tânăr care mergea să urmeze studiile la o facultate. Un lucru extraordinar în anul 1933-35 să faci gestul acesta. De asemenea, părintele spune de o doamnă unde soțul a murit foarte de tânăr și au rămas 6 copii și ea văduvă. Și părintele foarte mult s-a ocupat de creșterea copiilor și de ajutorarea acestei familii sărace. Le-a cumpărat o casă. Pe urmă, împreună cu consiliere și cu oamenii săi de suflet, le-a luat o vacă, un cal, porumb, făină și multe alte lucruri. De asemenea, la marele sărbători, părintele era un om foarte darnic. Mergea din casă în casă și dăruia acolo unde existau probleme financiare, probleme precare, dăruia ajutoare de alimente, de carne, porumb, de făină de mălai, făină de grâu, pe urmă găini, ouă, la sărbătoarea Învierii Domnului. Și pe lângă școală a zidit părintele o clasă în care în fiecare zi 12 copii amărâți erau hrăniți cu o masă caldă din partea părintelui. Monumentul central al eroilor, pe care și dumneavoastră l-ați văzut din parohia aceasta, la fel este zidit de părintele Iosif Gafton în anul 1935, înainte să plece. Cei care l-au primit cu reticență la început, mai apoi l-au îndrăgit, iar micile daruri pe care le-au primit la diverse ocazii au fost păstrate cu sfințenie. Doamna Floarea se mândrește cu Biblia pe care a moștenit-o și pe ale cărei file se află semnătura părintelui Gafton. I-a dat Biblia, nu socrul meu, părintele Gafton, de la părintele Gafton Biblie. E scălitura lui părintele Gafton aici, o scrie aici pentru socrul meu. Anul Mântuirii 1930, m-am căsătorit cu soția mea, am luat lupta păcatului din, nu mai înțeleg, pentru care ajutor să-i fie acum semnătura lui părintele Gafton aici. Eu știu că m-a botezat și știu de la părinți că n-am de unde să-l cunosc, aveam 2 ani când a plecat de aici. Și a fost un preot foarte bun. Bun, adică credincios, cu credință mare, a făcut troițe în sat, a dat la săraci și a ajutat săraci, care erau săraci, care era lume săracă pe timpul ăla, cu copii mulți. Le ducea câte ceva de ale mâncării. Auzi, am auzit și eu de la mama mea, că nu știu la să spun, că aveam 2 ani. Făcea excursii, îndemna lumea să fie credincioși, s-a lăsat de țigării, s-a lăsat de înjurăturii. De la părinții mei știu că a fost un om foarte, foarte bun. A făcut și el multe pentru biserică. Era biserica aproape părăsită. Cum reușea să ofere aceste ajutoare? Foarte surprinzător este, pentru că oamenii la început pe care îi descria părintele ca fiind oameni pismăreți, iată, s-au arătat în foarte scurt timp, în aproape 8 ani de zile, sau 10 ani până la plecarea sa, oameni iubitori de Dumnezeu. Deci acest om, părintele Ioan Gafton, a schimbat întru totul mentalitatea și gândirea acestor oameni de aici. I-a apropiat foarte mult de Dumnezeu. I-a întărit ca și familie. I-a căuta să-i aducă pe calea adevărului și mai mult decât atât, iubirea a fost așezată pe linia principală în viața lor. A arătat a fi iubitor față de cel aflat în suferință, de aproapele.
și oamenii au înțeles și au conștientizat, pentru că părintele consemnează într-un proces verbal că toate aceste ajutoare s-au făcut și s-au realizat cu dărnicia și cu iubirea rătărenilor, a oamenilor din Teslar, vechiul sat a Teslarilor. Deci vedem cum părintele a lucrat atât de mult la formarea interioară a lor, a sufletului lor. I-a determinat și le-a arătat că a fi într-adevăr credincios și a fi un om iubitor față de aproapele constă să vină întâmpinarea lui. De asemenea și el a avut foarte mari încercări și grele ispite. Așa cum știm, din anul 1933, la 8 ani de când a venit aici ca preot, doamna preoteasă Valeria trece la Domnul, la o vârstă de 34-35 de ani, foarte tânără, fiind înmormântată în dreapta Sfântului Altar, la biserica aceasta, aici unde ne aflăm acum, și prunca Emilia, fiica pe care a născut-o, la fel, la naștere, la 3 luni după naștere, trece la Domnul. După moartea soției, părintele, cum am spus, mai rămâne timp de 2 ani în această parohie. În continuare, se arată a fi un bun filantrop, un om milostiv, un om darnic. Părintele a fost chemat de către Patriarhul Miron al României, primul patriarh al României, a fost chemat la slujire la Biserica Sfânta Ecaterina din București în anul 1935, pe data de 1 noiembrie. Abia atunci și-a dat seama lumea, chiar cum mărturisesc unii credincioși, câtă lumină a fost în timpul păstoririi sale în acest sat, câtă iubire și câtă dragoste. Părintele a făcut mai mult ascultare, deoarece părintele nu și-a dorit plecarea de aici, din această parohie. În urma vizitării sau a vizitei prietenilor săi, Nicolae Iorga și Simeon Mehedinț, cu care erau foarte buni prieteni, au venit în această parohie în data de 19 mai în anul 1935, dinpreună cu vretnicul de pomenire, Patriarhul Miron. Au venit într-o duminică la Sfânta Slujbă, au asistat și pe urmă Preafericitul a exclamat zicând: o asemenea lumină nu se cade să fie pusă sub obrocul rotărenilor, ci să meargă să lumineze într-o cetate mult mai frumos și să aducă mult mai multe roate. Preoții din București mărturisesc că era numit un sfânt al Bucureștilor. Foarte mulți tineri veneau pe lângă dânsul. Oameni cu probleme, oameni încărcați cu multe suferințe, căutători de întrebări, de răspunsuri, și părintele tot timpul era la dispoziția lor, și zi și noapte. Oamenii stăteau la coadă, la rând, pentru a vorbi cu părintele Ioan Gafton din vremea aceea. La București sunt doar 8 ani ca slujitor, iar în data de 28 noiembrie anul 1942, din nou se întoarce spre Moldova lui frumoasă și dragă și se îndreaptă spre Mănăstirea Neamțului, unde primește tunderea în monahism cu numele de Iosif, ce va marca mai târziu numele său ca și arhiereu al Domnului, în via Domnului, ca un vretnic și bun slujitor, păstorind două eparhii, Argeșul și Râmnicul. La 3 decembrie 1943 a fost ales episcop vicar patriarhal cu titlul Sinaitul, iar apoi conduce episcopia Argeșului. În octombrie 1947, din cauza stării de sănătate precară, patriarhul Nicod din Munteanu îl delegă pentru a rezolva treburile patriarhiei. Devine apoi episcop al Râmnicului și Argeșului, unde a păstorit până la moarte. A fost preocupat de restaurarea monumentelor istorice bisericești din eparhie, valorificarea patrimoniului cultural-artistic și a zidit noi lăcașuri de rugăciune.
A publicat broșuri, articole, pastorale și predici. Pleacă în veșnicie la 9 iunie 1984 în orașul Râmnicu-Vâlcea. Părintele a fost, putem spune, un artist al cuvântului, pentru că a știut cu cuvântul său, ca de tunet, într-adevăr, dar în același timp cu cuvinte dulci ca de aur, așa cum îl amintește mitropolitul Irineu Mihălcescu al Moldovei, zicând că în predicele preasfinției sale se observă un al doilea Ioan Gură de Aur în vorbire, sau un alt proroc de aceeași înălțime ca și Isaia, prorocul din Vechiul Testament. Deci, cu arta cuvântului său, a știut să schimbe gândirea, mentalitatea, lucrarea acestor oameni. Și de la Rotari, dar și cu siguranță și din eparhiile unde le-a păstorit timp de 3 decenii. Peste 30 de ani a fost un arhiereu și un slujitor în părțile Oltenii. Se mai păstrează memoria lui în comunitate astăzi? Foarte mult se păstrează memoria părintelui Ioan Gafton și ne aducem aminte cu nostalgie, putem spune, dar și cu bucuria și mândria că am avut un asemenea preot slujitor care a schimbat radical viața credincioșilor de altă dată din această parohie. Când mergem cu vizitele pastorale prin casele credincioșilor, zărim la loc de cinste, ca și Sfintele Icoane, fotografia părintelui Iosif Arhiereul cu doamna preoteasă Valeria și cu fiica Emilia. Astăzi, părintele Ioan Gafton rămâne viu în memoria bisericii, în slujirea noastră, și noi cei de astăzi am încercat oarecum, dar în limite mai smerite, să imităm viața părintului, să fim de asemenea milostivi, să fim filantropi. Am înființat o bursă de studiu pentru tinere care, într-adevăr, merg la facultate. Avem 3 teologi în această parohie, iarăși ne-am arătat a fi milostivi și filantropi către oamenii aflați în neputințe, către oamenii bătrâni, către oamenii singuri. Avem părintele destoinic, foarte, foarte energic, ne-a făcut toate. Cu ajutorul nostru, mai puțin, dar cu puterea dânsului de convinge, cu sufletist, pentru biserică, nu are o dignă. Și toată suflarea, da. Părintele, de când a venit aici, n-a avut o dignă. A făcut și la Rotari, frumos acolo a făcut și aici, la noi, la Malul Roșu. Cum e la biserică aici? Foarte frumos. De câte ori mă duc viu acasă, parcă sunt un fulg. Și cam departe pentru mine, da. Ne străduim și ne ducem. Pentru părintele nostru, ne-a trimis Dumnezeu, cred, aici. Așa, se implică în lucrări, în toate cele. Cred că a rămas în locul lui părintele Gafton. Cum e aici la biserică? Foarte bine. Preotul e al doilea după părintele Gafton. Preotul Gabriel, care l-avem. De ce? Foarte bun. Foarte credincios, are credință mare, ne învață credință multă. N-ai mai plecat de la biserică, te-ai dus la slujba acolo. Bun. Și a făcut multe. Ce a făcut? Făcut multe față cum era biserica. Era în păragină și a făcut-o și o face, lucrează înainte. Suntem mulțumiți. Suntem mulțumiți de ea. Bun, blând, bun, vorbește frumos, slujbă frumoasă, rugăciuni frumoase. Ne place tare. Cum este parohia de astăzi și care sunt activitățile ei? Cum este comunitatea? Parohia Rotari, împreună cu satul Malul Roșu, deține, să spunem, aproximativ 178-180 de familii. Noi cei de astăzi avem o lucrare misionară destul de dificilă, putem spune, nu atât dificilă ca a părintelui, dar destul de dificilă pentru că ne confruntăm foarte mult cu sărăcia credincioșilor, cu copiii și nepoții care, din păcate, au părăsit satul strămoșesc, locul natal,
și-a plecat în țări îndepărtate pentru un trai mai bun. De asemenea, școala anul trecut a fost desființată în parohia noastră, rămânând cu tristețe și cu nostalgie faptul că satul nu credem că anii următori va mai avea un viitor atât de strălucit. Pentru Malul Roșu este o situație și mai grea. Doar 28 de familii mai sunt prezente. Cealaltă dată satul număra peste 250 de familii. Doar 28 de familii astăzi. La fel, școala desfințată de mai bine de 10 ani acolo. O biserică frumoasă care tot cu inițiativa părintelui Gafton, Ioan Gafton, a fost zidită. Dacă altădată biserica era abandonată, astăzi cei puțini rămași fac tot posibilul pentru a îngriji lăcașurile de rugăciune. Iată, noi, cei de astăzi, urmașii părintelui, încercăm să restaurăm biserica pe care prea cucernicia sa a zidit-o cu multă dragoste și iubire și, de asemenea, biserica va primi și un al doilea hram în amintirea părintelui Iosif și anume Sfântul Cuvios Iosif de la Văratic. Un al doilea hram va fi închinat și cinstit în această parohie atunci când va fi târnosită sau sfințită. Muncit împreună, chiar eu personal, am făcut grilajul care se vede, e îngrijit de noi, noi îl îngrijim. Aproape mai eu, mai mereu, că dacă sunt epitropul bisericii și trebuie ajutat. De asemenea, parohia Rotari mai are în lucru și o biserică nouă, de dimensiuni foarte mari. Această biserică încă se află în stadiu de construcție, lucrările nu sunt finalizate, dar nădăjduim și cu ajutorul lui Dumnezeu și a unor oameni buni că pe viitor biserica va fi terminată. Școlile au fost închise, așa că o parte dintre activitățile educative se desfășoară acum în biserică. Marina a descoperit aici bucuria picturii, iar în scurt timp a reușit să picteze Troița închinată episcopului Iosif Gafton. Cum ai descoperit o pasiune pentru pictură? Am descoperit acum în urmă cu 4 ani, când am participat la un concurs ce are loc în fiecare an la Protoieria Curlați. Și de acolo părintele m-a încurajat pe mai departe și încet, încet m-am îndrăgostit așa de pictură. Și ai învățat singură ce ar trebui să faci, de exemplu pentru troița aceasta? Da, m-am inspirat din anumite icoane și singură am făcut. Pe mai departe o să urmez niște cursuri și vreau să dau la facultate, la artă sacră. De ce tocmai artă sacră? Pentru că îmi place biserica, de mică merg la biserică și am prins așa o dragoste față de icoane, de tot ce este acolo. Și tehnicile de pictură, cum le-ai învățat? M-am mai uitat pe internet sau din anumite cărți am citit. Împreună cu tinerii, nu foarte mulți, puțini câți avem în această parohie, demarăm proiecte culturale, sociale, foarte multe sociale, filantropice, educative, cu o tematică încadrându-se în anul omagial pe care Biserica Patriarhia Română îl declară în anul respectiv. De exemplu, în anul acesta, anul familiei creștine și a filantropilor ortodoxi români, în puținul timp cât am putut să ne desfășurăm până să vină pandemia, am încercat să identificăm mari filantropi ai parohiei noastre, demarăm aceste acțiuni culturale, educative, filantropice, sociale, și încercăm să menținem flacăra credinței aprinsă și a tinereței lor.